Bucurați-vă pururea, rugați-vă nencetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, este îndemnul Sfântului Apostol Pavel din Epistola I către tesaloniceni. Însă recunoștința nu este propovăduită și promovată doar de biserică. Pe tot globul s-a sărbătorit astăzi cuvântul mulțumesc. Tradiția a fost inițiată în 1994 la nivel internațional și aduce în prim plan puterea unui cuvânt aparent simplu, dar plin de semnificații. Mulțumesc! Ne vorbește despre originea lui colega noastră, Maria Nedelcu. Fie că o spunem prin mulțumesc, thank you, merci sau gracias, recunoștința este dovada puterii de a aprecia folosul celui de lângă tine. În limba română, originea cuvântului mulțumesc se leagă de urarea la mulți ani. Unele surse spun că această urare s-a prescurtat la mulțam, mai ales în zona Ardealului. De la mulțam s-a ajuns la amulțâni, care în timp a evoluat la amulțămii. Forma amulțămii, folosită și astăzi în unele zone ale țării, a devenit treptat amulțumii și a fost redusă la mulțumesc. O altă opinie cu privire la originea lui mulțumesc spune că termenul ar proveni Dintr-un cuvânt creat pe teren românesc, și anume termenul mulțănesc. Indiferent de originea cuvântului, a mulțumi aproape lui este expresia iubirii pe care însuși Dumnezeu ne-a arătat-o prin jertfa fiului său. Ziua internațională a cuvântului mulțumesc este sărbătorită pe tot mapa mondului. În Canada, de exemplu, este ziua recunoștinței. În franceză, merci se referă la milostenie sau grație divină. Aceea semnificație este și în italiană, cu grație, dar și în spaniolă, cu gracias. În limba engleză, thank you, provine de la verbul thing, care semnifică faptul că mă voi gândi la tine și nu voi uita binele pe care mi l-ai făcut. Se pare că expresia thank you ar fi fost folosită pentru prima dată în secolul al XII-lea. O poveste similară întâlnim și în Germania la cuvântul danke. În portugheză, cuvântul capătă o altă conotație. Obrigado se referă la obligația sau la promisiunea de a întoarce binele celui care ți l-a făcut. În partea asiatică, japonezii exprimă prin mulțumesc gratitudinea. A mulțumit, pe lângă efectele la nivel psihologic provoacă și beneficii la nivelul sănătății. Și medicii ne îndeamnă să spunem mulțumesc cât mai des, deoarece organismul uman, la auzul acestui cuvânt emană hormonul fericirii.